Bună, draga mea! Sunt Luna Ala! Dacă ești născută pe 30 ianuarie, ai personalitate și o determinare respectabilă, reprezentând un tip de lider natural. Totul ți se pare ușor și cu cât este mai gravă problema, cu atât este mai interesantă. Ești un gânditor imparțial, cu o minte inventivă și cu idei originale. Ești foarte departe de timpul tău. Un intelect ascuțit, bine personalizat, te face un excelent cunoscător al naturii umane. Cu toate acestea, punctul tău foarte este comunicarea și, meriți să fii mândră de capacitatea ta de a convinge interlocutorii tăi sau de a induce în eroare, astfel încât în cele din urmă ei să accepte punctul tău de vedere. Poți fi cu siguranță un lider talentat, tu ai aptitudini organizatorice bine dezvoltate. Ești capabilă să-i înveți pe alții și să-ți comunici în mod clar gândurile. Competențele și responsabilitățile interpersonale mari îți conferă dreptul de a conduce un clan, o companie înfloritoare cu filiale în diferite regiuni sau chiar un partid politic. Spre deosebire de alți vărsători, ești foarte morală. În afară de faptul că poți fi un adevărat dictator, tu ești cea mai fericită când construiești ceva de la zero. Începând de, de la idee, fondare și urmărind proiectul până la sfârșit, când vine momentul să gestionezi structurile deja existente, instinctul tău îți cere să te oprești pentru a determina în mod corect perspectivele de dezvoltare ulterioară. Semnul zodiacal vărsător este direct legat de semnele elementului aer, care se disting prin următoarele calități, originalitate, creativitate, obiectivitate, curiozitate, progresivitate. Planeta ta guvernatoare este Uranus. Aceasta determină progresul. Planeta este favorabilă pentru cele care lucrează ca reporter TV sau politică. Planeta ta în exil este Soarele. Soarele este responsabil pentru lipsa unui nucleu intern și moliciunea personalității. Influența vărsătorului asupra caracterului tău se manifestă prin abordări creative neobișnuite la probleme pe care le rezolvi ușor. Ești foarte inteligentă, vezi prin oameni, ai o minte tenace și inventivă. Ești un vorbitor excelent și folosești carismata naturală pentru a convinge oamenii de punctul tău de vedere, pentru a inspira, ai face aliații tăi și ai conduce cu ajutorul darului cuvântului. Ești mândră de bunul tău simț, prin urmare, atunci când apar crize, tu te simți în elementul tău obișnuit, multe momente din viața ta pot fi considerate pregătirea necesară pentru acțiunile decisive, pentru rolul pe care îl vei juca într-o zi, prin urmare, eșecul pentru tine nu este altceva decât un obstacol temporar, în cele din urmă foarte important, ca o lecție în viață. În această privință va trebui să ți studiezi în amănunt astrograma natală, deoarece unele sarcini de viață ți au fost înscrise ca obligatorii de către ursitoare. Convinsă că ai dreptate, tu respinge nemilos tot ce stă în calea ta. Din nefericire, unele acțiuni ale tale pot fi foarte îndoielnice, mai ales atunci când sunt publice, sau se manifestă direct asupra celor care te îndrăgesc. Tins să-ți faci griji cu privire la imaginea ta și uneori ești dispusă să-ți sacrifici propriile principii egoiste, doar pentru a deveni înflorită ca un trandafir. Natura profund introvertită îți neglijează de obicei corectitudinea atunci când îți atinge obiectivele. Tu faci aceste lucru într-un mod simplu, care nu provoacă prea multe suspiciuni. Cu toate acestea, în spatele scenei, poți aborda intrigile fantastice pentru a-ți menține echilibrul social. Cel mai adesea, scuza pentru faptele destul de nesimțite poate fi faptul că tu te comporți cu bună intenție în numele relațiilor personale, familiale sau ale unui grup social în care ești interesată. Aceste lucru poate fi adevărat, dar în unele cazuri, atunci când vine vorba de satisfacerea propriilor ambiții, tu admiți o mică lipsă de onestitate ești cel mai adesea practică și viclan în afacerile financiare, dar nu vei avea reputația de a fi coruptă. De fapt, ai putea să pari idealistă. Această imagine te ajută să faci cunoștințele necesare, pe lângă faptul că se conformează imaginii tale, devii mai puțin ostilă și invidioasă. Dar atât în afaceri, cât și în alte domenii ale vieții la fel de importante, nu-ți dezvălui niciodată toate cărțile din mână. Și totuși, încrederea este vitală pentru tine, deoarece tu nu poți face nimic fără ea. Tu te strădui să o justifice ori de câte ori este posibil. De ce te împingi singurii că la marginea abisului când poți merge în siguranță în direcția corectă? Nu ești similară cu alte vărsătoare având astfel de calități? O astfel de doamnă este o noutate completă, liberală, prietenoasă. Tu te refer mai degrabă la propriile tale eșecuri în mod filosofic, nu te îngrijorezi pentru ele și nu le acorzi o semnificație specială, orice înfrângere pentru tine nu este altceva decât o barieră temporară pe care o vei trece cu ușurință și vei continua. Cum afectează data de 30 ianuarie soartata? Fiind un lider talentat, ai fost înzestrată de Univers cu aptitudini organizatorice excelente. Ești capabilă să gestionezi competent și, dacă este necesar, să-ți antrenezi subordonații la lucrurile necesare. În familie, ești fără îndoială lider. Este vorba de caracterul și voința ta de oțel. La prima vedere, se pare că ești un adevărat dictator, dar aceasta este o părere greșită, de fapt ești o persoană foarte morală și educată. După ce ai obținut succes în afaceri, spre deosebire de toți ceilalți vărsători, nu devii egoistă, condusă de mândrie, ci continui să privești tremurând lucrurile în jur. În consecință, în situații de criză, nu vei lăsa praf în ochi altura și nu vei spune că totul este în regulă, ci vei găsi soluția problemelor. Tot ceea ce se întâmplă în viața ta, accepți cu recunoștință. Fiecare test rezolvat este cea mai valoroasă experiență care te pregătește pentru lucruri mai globale. Tu speri cu credință și că soarta îți pregătește pentru tine o misiune foarte serioasă. Simțul născut de minte analitică și de intuiție îți permite să vezi prin și peste oameni. În plus, aceste abilități contribuie la o evaluare sobra a situațiilor care apar în cursul vieții tale. Prin urmare, nu ești cu adevărat surprinsă de ceva. Tu calculezi totul cu câteva mișcări înainte, ești pregătită pentru orice schimbare. Aceste calități te ajută foarte mult să eviți oamenii răi, tranzacțiile îndoielnice și pierderea afacerilor. Ești foarte mândră de aceste abilități și crezi că soarta te a răsplătit cu acestea pentru niște mari realizări. Ești un personaj foarte interesant. Tu monitorizezi foarte atent aspectul tău având în vedere că un aspect prezentabil este jumătate din succes. De dragul menținerii imaginii ești dispusă să te perfecționezi o lungă perioadă de timp, dar, uneori, în aspirațiile tale, uiți completă de calea ta, uitând de de alte lucruri numai puțin importante, înțelegând superioritatea ta față de ceilalți, trezești narcisismul. O lume interioară bogată și talente remarcabile te încurajează spre narcisism și obsesia excesivă a iubirii de sine, dragoste și compatibilitate. În relațiile personale, ești sociabilă, loială, o mică vrăjitoare care îi place să se distreze, preferi compania oamenilor inteligenți, creativi care te inspiră intelectual, o alianță strânsă poate fi dificilă. Deoarece ți este frică de angajamentele pe termen lung și ești prea angajată pentru munca și idealurile tale, ești în mod constant atrasă de pășunile libere, de căutarea unor noi senzații și impresii, monotonia nu este pentru tine, te vei străduim totdeauna să-ți diversifici distracția, ceea ce îți face dificil să trăiești o viață lungă într-o căsnicie fericită. Tu iubești diversitatea? Așa că trebuie să-ți cauți sortitul între oameni ca tine însăți, precum săgetătorul, gemenii și balanța. Poți încerca să construiești o familie mediu prosperă cu capricorn, leu, berbec și pești. În aceste combinații de cupluri, dacă ambii parteneri sunt pregătiți să-și contracareze temperamentul de dragul familiei, se pot obișnui cu ideea de prieten, se poate dovedi a fi o familie adecvată dar nu ar trebui să-ți încerci norocul cu racul, taurul, fecioara și scorpionul, și nici cu vărsătorul, dar aceste lucruri sunt mult mai clare pe astrograma ta natală. Locuri de muncă și carieră, ai abilități oratorice, cu ajutorul cărora transmiți cu ușurință gândurile tale altora, abilitatea ta de a comunica cu oamenii, de a avea un sentiment puternic de psihologie umană, te ajută să ocupi poziții de conducere peste tot. Cel mai important lucru pentru tine nu este doar acela de a domina, ci de a gestiona în mod competent. De aceea poți avea o afacere înfloritoare sau poți construi o carieră politică de succes. La locul de muncă, nu tolerezi niciun fel de concesii nici în raport cu tine însă ți, pentru tine este foarte important să realizezi totul pe cont propriu, de regulă începi să-ți construiești imperiul de mică și treptat, treptat, obții rezultate uimitoare. Este foarte important pentru tine să obții un statut prin muncă proprie. Ești foarte activă și energică, poți fi un om de afacere excelent, manager excelent sau un superior care, fără să rătăcească, te duci cu încăpățânare la obiectivul tău. Îți gestionezi în mod competent subordonații. Astfel încât afacerea ta să înflorească, ai abilități administrative și organizatorice bine dezvoltate, poți fi profesor bun, fiind capabilă să-ți explici poziția în mod diferit și să ai talent pedagogic, ești întotdeauna extrovertită, sociabilă, ai mulți prieteni și cunoștințe cu care îți perfecționezi abilitățile oratorii, ai o abordare destul de responsabilă a muncii oricine se poate baza în una pe tine. Aceste calități sunt foarte potrivite pentru un bun lider. Mai multe decât orice, iubești să începi o afacere sau un proiect de la zero. Dacă nu ai moștenit afacerea de la părinții tăi, atunci tu vei crea cu siguranță una. Ai fost înzestrată cu o logică care te ghidează în primul rând când iei decizii. Ești perfect orientat într-o situație extremă sau cu evoluție rapidă în schimbare. Criza este capabilă să-ți dea un al doilea avânt. Aștepți cu nerăbdare puncte de cotitură dificile, deoarece timpul schimbărilor broște oferă întotdeauna o șansă de a fi pe partea de sus și de a prinde norocul de coadă. Nu te tem de înfrângeri și eșecuri, percepând perioadele dificile de viață ca încercări, ca obstacole care trebuie depășite în raliul vieții. Dacă ești sigură că ai luat decizia corectă, atunci nimic nu te poate opri sau te poate împiedica. Pe de-o parte, este o bună calitate, dar poate arăta partea opusă în caz de eroare și, de fapt, toți oamenii se înșală din când în când. Sănătate și boli. Energia excesivă cauzează obosală și mai ales odată cu vârsta, este din ce în ce mai vizibilă. Prin urmare, pentru tine este foarte important să nu uiți de odihnă cel mai bine ar fi să-ți faci timp să dormi în timpul zilei pentru a recupera resursele cheltuite în timp. Ești predispusă la boli ale sistemului vascular și ale extremităților inferioare. Este foarte important să fii atentă la sănătatea ta, să nu-ți ignori situația. Întrucât ești foarte activă, trebuie să îți găsești timp pentru o odihnă, mai ales la bătrânețe, va fi foarte util pentru tine să îi împui de somn după amiază. În ceea ce privește dieta, consumul de carne și alcool, toate acestea trebuie monitorizate cu atenție pentru a stinge impulsurile de agresiune. Pentru efort fizic, se recomandă mersul pe jos moderat, jogging sau notul. Destinul și norocul vibrațiile din această zi sunt de așa natură încât îți vor întări proprietățile exprimate ale personalității. Ești dotată cu o varietate de talente, un mare potențial creativ. În viața ta, ți se vor oferi multe șanse de a crea condiții minunate pentru tine însă îți. Poți să profiți de oportunitățile și talentele pe care Universul le-a dat cu generozitate? Va depinde de tine ce cale alegi să fie soarta ta. Sfaturi pentru tine. Uneori, poți intra în intrigi pentru a-ți menține poziția înaltă în orice fel. În ochii tăi, este normal să faci rău dacă interesele tale ale familiei sau clanului tău o cer. Ambiția și încrederea în sine pot chiar să transformă acțiunile tale în nenorociri, iar turiști să nu observe acest lucru, considerând că faci dreptate. Încerci să lucrezi cât mai mult posibil cu privire la imaginea ta, de multe ori de dragul acesteia, pretinzând a fi idealistă. Fii mai naturală, imaginea nu este totul. Fii mai deschisă, Astfel încât oamenii să știe ce crezi și dorești cu adevărat, bucurăte de cele mai profunde sentimente, concentrează-te asupra vieții personale, trebuie să înveți să ai încredere mai multă, ce cadouri ți se potrivesc, este o plăcere să alegi un cadou pentru o persoană ca tine, dacă ești, desigur, o persoană care nu este privată de simțul umorului, cu cât un cadou este mai original și mai neașteptat. Cu atât vei fi mai bucuroasă, chiar dacă primești ceva prozaic, designul nemenajat și prezentarea cu un subînțeles se va atrage. Deși, este mai bine ca tu să spui tuturor ce aștepți, trebuie amintit că originalitatea darului nu înseamnă frivolitate. Tu suporți dureros o atitudine lipsită de respect față de persoana ta, deși încerci în zadar să nu o arăți, în ciuda faimei tale, nu-ți plac deloc bănuielile pentru că aprecieze unicitatea, ceva care subliniază faptul că ți-a fost ales unda doar pentru tine și nu ți-a luat primul lucru care a atras ochiul, de exemplu sticlărie, ceva sub forma unei figurine ciudate, neobișnuite, cu un joc de culoare, tu nu rămâi indiferentă la jucării, dar acestea nu ar trebui să fie urs și pur tradiționali cu o privire fixă, ci ceva aproape viu, cu caracter propriu. Ambalajul propriu zis nu joacă un rol important dacă nu are semnificația care completează darul. Și chiar mai bine, dacă ambalajul și darul vin din diferite lumi, valoarea darului va beneficia. Te atrag ca leidoscoapele care seamănă cu cerul nopții sau cu ceva care se învârte, în care poți suspecta mișcarea lumilor. Există o șansă de a-ți scrie o melodie pentru tine? Ei bine, va fi cel mai bun cadou pentru tine. Dintre flori preferi cele mai delicate și mai fragile, lalele, iriș, narcise. Mare iubitoare de experiențe culinare, o carte mare de rețete și orice ustensile de bucătărie dacă se poate frumos colorate te vor bucura. Pentru tine frumos, poate însemna util, de aceea la alegerea unui cadou, cel ce ți-l oferă ar trebui să știe măcar care este definiția ta pentru frumos. Bijuteriile ar trebui să fie nu numai valoroase, dar și mari, stridente. Cercei de ochiați gen candelabru sau câinele foarte mari, broșe multicolore. Și încă ceva, să poarte o marcă cunoscută de tine. Acesta este un portret general pentru tine. Te vei descoperi cu adevărat într-o astrogramă natală în care vei afla predispozițiile pentru întreaga viață, așa cum ți le-au dăruit ursitoarele tale.